România a debutat cu stângul la campionatul european de handbal din Danemarca, pierzând la 3 goluri întâlnirea cu naționala Germaniei. Elevele lui Bogdan Burcea au găsit drumul spre poarta adversă abia în minutul 7, când o aruncare a pivotului slătinean Lorena Ostase a intrat în plasa adversarelor. Prestația jucătoarei antrenate de Victorina Bora a fost una peste medie. Ea a înscris de 2 ori, a recuperat mai multe mingi în apărare și a deschis mai multe culoare pentru jucătoarele din linia de 9 metri. Prestația Lorenei Ostase, pătrunderile Elizei Bucenschi și golurile marcate de debutanta Alexandra Subțirică Iovănescu nu au putut suplini lipsa totală de formă a celei mai titrate jucătoare a acestui campionat, Cristina Neagu. Cea mai bună jucătoare a naționalei în întâlnirea de debut cu Germania a fost de departe portărița Iulia Dumanska, care a ținut echipa noastră aproape de cea a Germaniei și a limitat diferența de goluri. În urma unui meci în care echipa noastră a avut o evoluție oscilantă, cu multe greșeli neforțate atât în atac cât și în apărare, tabela de marcaj a indicat victoria nemțoaicelor cu 22-19. Naționala feminină de handbal va întâlni mâine, începând cu ora 17, echipa Poloniei. Este obligatoriu ca sportivele antrenate de Bogdan Burcea să găsească soluții pentru a se impune în fața adversarelor, pentru a spera să-și continue parcursul la acest campionat. Ultimul meci din grupa D în care evoluează jucătoarele noastre se va disputa luni 7 decembrie de la ora 21:30, iar adversarele vor fi norvegiene, cele care au învins în seară naționala Poloniei cu 35-22.